Ce, tu te duci și eu pot să vorbesc? Să vorbesc acolo la cameră? De unul singur? Până vii atunci, reamintesc tuturor privitorilor, celor care sunt cu ochii pe noi în această dimineață, că imediat, duminică, în 5 de Paști, avem ediție specială. O super ediție cu super glume noi în premieră și în prima audiție. Pe la 6 după masa, vă rog, puneți pe Facebook sau pe YouTube, dați share la alții ca să afle și ei și să se bucure. O ediție cu glume ca pe vremuri, dar totuși foarte actuale. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Prima cafea din mai. Zice că dacă plouă în mai, este mălai. Nu știu, la mine în portofel nu se vede, deși au trecut două, trei zile, la voi cum e ci că nu mai plouă în România, în mai plouă în Dubai. Ați văzut zilele trecute ce inundații au fost în Dubai, acolo unde plouă numai dată pan și plouă așa, vai și amar. Ci că au e o metodă de inseminat nori, de însămânțat norii și din cauza aia norii la un moment dat ordat dat în supraplin și or curs și pe pământ ci că Borcea, Cristi Borcea o insemina Nori din Dubai, de-o ieșit așa cantitate. Dacă plouă mai, ai lai. Sunteți pe litoral acum, nu? Păi de mai unde să mergeți? Pe la Hoidu Soboslu. Uh, nu, la Costinești, acolo unde e frumos. 50 de lei o porție de hamsi, extraordinar, o porție de hamsi cu mușdei, 50 de lei. Vă rog frumos, Puneți în comentarii pe Facebook poze dacă sunteți acolo și vă permiteți o porție de hamsi cu mușdei, bogaților. Acum, dacă miroși acolo pe litoral la usturoi, înseamnă că ești bogat. <laughs> Îți miroase gura usturoi, semn de bogăție. Bă, au avut 50 de lei să-și cumpere hamsi. Extraordinar. eu n-am bani nici de hamsi, nici cafea, nu am după cum se vede. Dar dacă vă mai rămân ceva bani, buymeacoffee.com slash nicubendea, știți voi contul, știți nu vă mai stresez. Dar sunt totuși pe baie mie că o fi cu puteți dona câte o ca fia. Câte o ca fia. Mickey Mouse a fost băgat la închisoare. Nu personajul din desene animate, ci un român care într-o piață din Bolonia, Italia, se îmbrăca, se costuma în Mickey Mouse, făcea poze cu copii și le fura portofelul la părinți. Mickey Mouse. Am avut și noi un mic, s-a întors Vlad. Mai râzi odată ca să își dea lumea seama că tu ești. Să A, numai la glume râzi tu, nu? Nu mai avem bani să plătim asociație. Dacă îi mălai, râdem ca la fugit. Da, asta e. Am avut și un noi un Mickey Mouse care ne-a furat pe ponta. Acum vrea să candideze la prezidențiale. Nu știu. Prietenul său, în schimb, Adrian Stasi, a fost zi zilele trecute la un magazin cu proteze auditive. Ce, nu mai aude când îi o găinile? <laughs> Năstase, apropo de Năstase, Ilie Năstase, la bun și celebru, l a văzut? a văzut documentarul? Bă, zice că e un documentar foarte bun, vizionat și urmărit și făcut de ăsta, de Chirilov, Giurgiu sau cum îi cheamă pe ăștia de la Trif. Tifuț. În fine, un documentar cu, în care Năstase zice, sau pe lângă documentar, în teaser-ul Năstase, Ilie Năstase spune, că am învățat să joc tenis, ca să ajung acasă trebuia să traversez o livadă de pruni și un teren de tenis. Și eu mă opream la tenis și jucam tenis de pe la 5-6 ani. Și o livadă de pruni în București, nu în București, poți să alegi între o livadă de pruni și terenul de tenis, terenul de tenis. Că dacă era în Șimleu Silvaniei, Doda Pili, livadă de pruni, ce duce? Ba, da, da, da. Făceau, nu, făceau pălincărie, horincărie, horincie, cum vrei să-i zici. Cum legea... no, vezi, așa ajungi număr mondial. Simona Halep a refuzat invitația, wild card ul la turneu de la Madrid pe baza faptului că nu e recuperată. Nu, acum e clean, e ok, dar nu poate juca, zice, trebuie să am grijă de corpul meu. Acum, probabil că de Paști încondează ouăle. Cu cine o fi? -s? Ia scrieți în comentarii, cu cine o fi Simona Halep? voiește de pe la Constanța, că am înțeles că are sute de apartamente acolo. merge rău, ce să facă și ea? buymeacoffee.com slash BND-a. post un pic mai este astăzi vinerea neagră numai apă trebuie să ajunăm ok doamne ajută-ne Păi da, 40 de lei kilo de roșii, 20 de lei kilo de ardei, 25 kilo de castraveți, 15 kilo de cartofi românești. Nu ține poz la banii ăștia. Că de 200 de lei nu saturi o familie. S-a făcut un sondaj. Oamenii români striști. 63% dintre români văd un viitor sumbru. Prevăd un viitor sumbru pentru România din cauza scumpirilor, salariilor mici și a războiului. Restul de 37% dintre români este deja pe avion. Da. Da, păi mini vacanță, să ne bucurăm de mini vacanță. Nu știu în ce ziar am văzut un uh, tutorial sau nu știu cum îi zice, zice, cărți pe care trebuie să le iei cu tine și să le citești în mini vacanța de 1 mai. 63% dintre români n-au citit o carte dintr-un an. Într-un an n-au citit o carte, 63% dintre români. Restul de 37% citesc o carte, dar pe avionul care duce afară din țară. bun asta, eh? Noi, noi de râs, dai nici de plâns. Ziua, ziua, de astăzi se va sfârși, vine sâmbătă și duminică avem ediție specială de Paști. La șase lăsați orice aveți. Bine, puteți să vedeți și în reluare, că Facebook-ul dă reluări, că e flux vorba lungul urbulan. Bă, Băi, flux, mă, știi tu, pune acolo numai să fie mult. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră, sărbători fericite, Paște luminat, în lumina învierii Mântuitorului Hristos.